Vaca... Asta e vaca de mulți. Vaca și Dostoievski. Asta, asta e vaca și Dostoevski. Uh, Alexandru Bordian, de cealaltă parte. Eu, de partea asta la altă, citesc editorialul pentru Valentina Urso, pentru emisiunea electorală. Suntem în ziua de marți 12. 12, da? da? Mâine o să fie 13. Mâine o să fie mai dificil. Și am intitulat eu astă noapte acest editorial Cheia de biserică și oala spartă. Te-ai prins, nu? Da. Aluzii la herbul da. care râde la spartă. Da. și e... şi... sună în felul următor. Vă mai întiți probabil că speakerul Parlamentului pe Ducă i luat de cinci ori locului Dodon ca să semneze decrete respinse de șeful statului. Așa a decis Curtea Constituțională cu mult înainte ca acolo să ajungă cei trei piloni ai justiției împuterniciți de partidul de guvernământ să stăvilească orice tentativă de a substitui normele constituționale cu interese meschine de partid sau ne dai de business ori ferească sfântul de ale unor servicii secrete pe care unul dintre magistrații proaspeți le cunoaște CACABLUPLENÂH. Și aici facem asterisc CACABLUPLENÂH. Acolo o să intrați pe pagină și o să vedeți posibile versiuni de unde a provenit expresia asta în limba rusă CACABLUPLENÂH. O versiune este cam indecentă și de asta nu risc să o sonorizez. O versiune este că a blupit iaița, adică a o ou fiert, da? dar sunt unele și mai interesante. În engleză este to know somebody in and out. Și eu din engleză am tradus cam așa, gustat și pe față și pe dos. Dar revenim. Deci, unul dintre magistrați cunoaște aceste servicii secrete ca ca Nu Numai că salariul ce îi se cuvine lui Adrian Candu pentru minutele de exercitare a funcției de prezident nu i-a fost plătit deocamdată. Asta afirmă sursă de mare încredere, pentru că factorii decizionali de la finanță sunt în derută. Ei nu știu ce tarif să aplice pentru muncă intelectuală sau e vorba de o simplă prestare de servicii. În tabăra democrată s-ar fi iscat o întreagă dispută despre omologarea efortului, mai cu seamă între cei doi foști speaker, geloși că nu au ajuns și ei în cartea recordurilor. Unul dintre polemiști se declara convins că o diplomă de onoare ar fi suficientă ca să recompenseze în alta opinteală. Celălalt insista că Adrian Candu merită cel puțin o medalie, măcar și una găgăuză sau a găgăuzilor. În polemica a intervenit cel mai iubit dintre iubitorii de cărți. El le-a spus că cei doi se ceartă ca Ivan Ivanovici cu Ivan Nikiforovici. Alta asterix și a anunțat break. Polemiștii nu s-au prins despre cine era vorba, dar le-a fost jenă să recunoască. Unul crezuse că e o poveste din biografia lui Bodiul Ivan Ivanovici sau o trimitere intelectualistă la valurile Dunării. Alta asterix Celălalt a rămas cu impresia că e o aluzie la șeful de șantier care nu a schimbat la timp clanța de la Veceul de la parter, drept urmare a fost retrogradat și trimis în Emirate să testeze temperatura nisipului. Textul singurului SMS venit de la el, acel șef de șantier, salutări din Duba, a stârnit tot felul de rumori sinistre în batimentul partidului. Chipurile șeful de șantier a ajuns la Duba în loc de Dubai. Vedeți, o singură literă omisă de îngreșală a făcut mare calabalic. Ca Bine, sigur că m-am cam luat eu cu ziua Târgului, și, de fapt, vreau să vă spun de relația Candu-Dodon-Candu. -Candu. Cine dacă nu Candu Andrian, ca un fruntaș notoriu al democraților, are dreptul să-i reproșeze lui Igor Dodon că a amânat cu bună știință eliberarea piloților moldoveni care se aflau în captivitate în Afganistan doar ca să iasă lui Dodon paciența electorală, paciența socialiștilor. PDM ar fi putut să stoarcă și el puncte electorale, dar nu și-a permis să facă așa ceva. Pentru că ar fi fost cinic și amoral. Iar dacă îi se cuiva, că medicamentele compensate, indemnizația de 600 de lei și încă una promisă de Paști, cele două sutare pentru fiecare odraslă, sutare ce se plimbă prin pădure cu tot cu pielea ursului, ar putea aduce pe dm -ului puncte electorale, nu are decât să-și facă cruce. Vorba e cu ei să năzare, să facă semnul cruce. Amin. O Istoria asta cu Duba și Dubai, cumva va, cumva prastit nelzea pe Milovet, unde e virgula. Acum eu îți vând ideea, facem împreună o piesă și facem bani cu ea, cu ciocanul și săcerea. Orivor. Nu mai bine.